M-a ajuns să fac curat după aia măsură. Da. Eu zic că l-am încălzit destul. Să vă arăt. Nu bag niciun rulment în congelator. Se putea și chestia asta. Așa. Și unde era? Așa, e când mut scurele. Iar m-am grăbit. Și nu dau cu ce trebuie. Iar am stricat filmarea. Deci, am pregătit o chestie cu ce să împing. Mare calitate. Mă grăbesc. Îl las să se răcească. Clar, se vede și pe filmare. Nu l-am bătut drept. Dar oricum intră mult mai ușor. N-ai nevoie de presă. Dar trebuia o tubulară perfect cât interiorul. Oricum nu am bătut tare, asta e de cauciuc. Vedeți, încălziți carcasa. Dar am fost un prost, nu. Astăzi nu-i ziua mea deloc. Na. Nu-i perfect. Am strâmbat un pic, dacă vă uitați, și tabla aia unde e vazelina. Dar se învârte bine. Ia să vedem. Se învârte țais. Na, am dat X cu filmare, nu-i ziua mea. Așa se pune. Ceva de genul. Încălzești bine, am băgat la rulment 98, 99, 2002, 2004, era Piaggio, ca așa zic eu. Viața e pe ere și să faceți tot timpul ce de actualitate, ce nou, ce merge. Nu mai poți să treci printr-un parc cu Piaggio, care scoți fum și pârâi. Cum cu electric, frate? Electric. Chiar dacă ești limitat de autonomie de 50. Nu zic că un scooter nu-i bun, dar și aia 3-4 litri. De ce să dai 5 de lei pe zi? Salutare!